să clarificăm unele aspecte, cam cum s-a derulat treaba. Deci informația în monitorul din Suceava care a fost dată, a fost dată într-adevăr pe baza unei adrese pripite a directorului școlii, așa, unii spunea de cei 300 de copii care au ajuns până la nivel național guvern și așa mai departe, că astăzi chiar din guvernul României m-a sunat, așa, repet, a fost o declarație pripită și din informații de astea de, nu știu cum să spun, nesigure, nu știu ce, în urma discuției cu directorul școlii, mă, cum ai trimis acea adresă și nu știu ce, da, încep să spun, domne, așa am primit niște informații, că, mă rog, din etnia romă, dacă unul spune, nu numai din etnia romă, și de la noi, știi cum se zice proverbul românesc, dintr-un țânțar face o armăsare imediat, da? Deci a fost o chestie nu corectă. Mai mult ca atât, și astăzi am sunat și am avut pe baza imediat a adreselor primite de la DSP, Ministerul de Sănătate și așa mai departe, ce atribuții, ce datorire avem fiecare. Prima este doctorul de familie cu salariații respectiv, asistent medical și așa mai departe. L-am sunat pe doctorul, am avut o discuție cu dumnealui și domnul doctor, nostru domn primar, stați liniștit că nu este nicio problemă, că eu, repet cuvânt al lui, eu ca și medic nu voi risca serviciul și nu voi risca absolut nimic în momentul când voi avea cel mai mic aspect de îmbolnăvire. Tu să tenzi asta, febră, nu știu ce, în prima secundă o voi transmite la organele competente, respectiv spitale, să-i ducă, să-i izoleze, să-i așa, așa cum spune legea. Deci, o discuție competentă, clară, în ceea ce privește măsurile de prevenire. Așa. După această discuție, am constatat că stăm liniștiți, că stăm corect. Zvonurile sunt mari, n-aș spune că sunt create numai de noi, vedem din mass media, da? Ce se întâmplă, așa că în urma acestor zvonuri suntem cu ochii pe televizie, pe toate transmisiile, așa? Deci mă mir că a apărut, cum se cheamă, acest nu știu, curent de dezinformare de la Valea Moldovei. Dar ce se transmite de la guvern și din televizii, acolo se face panicare. Imediat după ce am primit adresa, i-am spus lui domnul director, contactez imediat, face adresă cum mi-ai făcut mie, la DSP-ul, la prefectură, la Consiliul Județean și așa mai departe. Lucru ce voi face și eu automat. Întâmplarea au făcut că, imediat după ce am discutat cu domnul director, datorită furtunii care au fost și nu știu ce, a fost o avare pe instalația electrică. Hai să vedem, pentru că la noi în primărie asta suntem cei mai în direct cu persoane care au venit din Italia, că sunt persoanele rome. Și aia de azi dimineață am avut 30-40 persoane care vin cu diferite probleme de viața lor care se întâmplă, da? Și solicitări de ajutor, de cutare, de nu știu ce. Haideți să găsim acele măști. Haideți să găsim dezinfectanți ca să prevenim cât de cât o problemă neplăcută. Ei, măști n-am găsit niciunde în județul Suceava. Prin internet o accesat contabila și o găsit numai la Pitești. Și aici este bine să punctez că din informații sigure, o mască înainte de mediatizarea acestui caz costa 2,30 lei. Iar acum ai 15 lei la Pitești. În primul rând, nici nu poți să ai un control bun sau nu bun.
perfect să vezi care persoane au venit din Italia, care persoane au venit din Anglia, din Franța. Ei au fost și informați, cred că, imediat de chestiile care se întâmplă în țară și nu știu ce, și asta aș menționa acolo că s-au discutat că persoanele depistate cu așa zis virus vor, sau cu febră sau cu orice aspecte de, din astea care ar putea crea așa o, nu știu cum să spun eu, un, o gândire care ar fi ar poseda acel virus, s-o transmis imediat că vor fi transmise în acea carantină. Ei au înțeles carantina altfel. Au înțeles carantina exact ca o pușcărie. Că gata, ne duce și nu știu. Și atunci au fost foarte reticenți la chestia asta și au spus la vamă când i-au întrebat, dacă i-au băi, de unde veniți? Scurt, cam așa au fost discuțiile din relatări. De unde veniți? Din Germania. Ca să nu, din Germania, au zis din alte zone, știi, ca să nu aibă probleme, ca să fie reținut și nu știu ce. Oamenii sunt acasă, așa cum a spus medicul de familie, domn primar, stați liniștiți că nu e nicio problemă, când vom sesiza prima febră, primul aspect de îmbolnăvire, de simptome care coincid cu virusul, îi vom trimite de urgență, nu vom precupeți nicio secundă din timp să nu îi trimitem către spitale și către autoritățile care pot să iei măsurile de prevenire. Să fie toți conștienți că autoritățile statului își vor face datoria și că să facem cruciță cu amândouă mâini și să zicem că Dumnezeu ne va feri de un un necaz care, mă rog, nu știu, se preconizează că a fi, nu? Pentru că nu este simplu și cetățenii când văd că la nivel mondial, da, să, nu să, s-o anunța, da, că este posibil să fie o pandemie, nu? Deci nu stă lumea chiar liniștită.